După o zi extrem de agitată la Obârșa de Câmp, s-a încheiat capitolul alegerilor parțiale pentru funcția de primar. Rezultatele în urma numărării voturilor arată că Marinela Dumitrele, din partea Partidului Social Democrat, a câștigat detașat funcția de primar cu un număr de 959 de voturi. Candidata PSD a câștigat zdrobitor alegerile parțiale din comuna Obârșa de Câmp. Marinela Dumitrele a obținut o victorie chiar umilitoare pentru liberali, la o diferență de 429 de voturi. Marinela Dumitrele a obținut peste 60% din voturile electoratului prezent la urne. Încă o dată devotamentul celor care au susținut-o a învins orice mașinărie de vot. Cetățenii comunei au ieșit pe străzi și au pornit într-un impresionant marș al victoriei. Oamenii și-au manifestat entuziasmul atât din autoturisme cât și de pe margine până târziu noapte. Această victorie este una mult așteptată de cetățenii comunei, care își pun toată speranța și încrederea în capacitățile administrative ale Marinelei Dumitrele, recunoscută în localitate ca o femeie de afaceri de succes. Marinela Dumitrele a câștigat detașat funcția de primar cu un număr de 959 de voturi. Candidatul PNL Nicolae Butaru a obținut 530 de voturi, acesta fiind urmat de candidatul PMP Ion Anuța cu 51 de voturi. Am învins oamenii necurați! Victorie! Am învins ienele! Victorie! PSD rămâne principala forță politică în județul Mehedinți, iar aceste alegeri confirmă poziția de lider în preferințele oamenilor. Marinela Dumitrele devine astfel cea de-a patra femeie din județul Mehedinți care reușește să câștige funcția de primar.